Tradiția va continua și în acest an de Ziua Națională, printre altele, la Târgu Jiu vor avea loc concerte de muzică populară și se va aprinde iluminatul de sărbători. În mod tradițional, așa cum s-a procedat și până acum, este un buget deja aprobat pentru evenimentele de 1 decembrie, cu acele mici, cum să vă spun, cu întâlnirea de la restaurant unde se va servi masa tradițională de 1 decembrie, pe bugetul aprobat în luna martie s-au prevăzut toate aceste cheltuieli pentru festivitatea de 1 decembrie. Numai pentru manifestările dedicate zilei de 1 decembrie, primăria Târgu Jiu a pregătit un buget de 30.000 de lei. Tot în luna cadourilor, municipalitatea va aloca peste 100.000 de lei pentru a achiziționa cadouri pentru colindătorii care vor trece pragul instituției pe 24 și 31 decembrie.